Câteva sute de salariați ai Direcției Județene de Asistență Socială, dar și beneficiari ai indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap, nu și-au primit salariile de câteva luni. În tot acest timp, un veritabil război al declarațiilor s-a stârnit între președintele Consiliului Județean Mehedinți și prefectul Cristinel Pavel. Peste 800 de salariați ai Direcției Județene de Asistență Socială nu și-au primit salariile de mai bine de 3 luni. În tot acest timp, președintele Consiliului Județean susține că instituția nu are bani pentru plata acestora, iar guvernul este cel care ar trebui să trimită sumele pentru plata salariaților. În momentul de față, Consiliul Județean nu are fonduri pentru a acoperi golurile guvernului PNL. În contul de execuție al instituției sunt sume angajate conform hotărârii de aprobare a bugetului de la începutul anului. Sunt bani care acoperă contracte materiale, utilități, contracte cadru pentru dezăpezire, cheltuieli angajate care nu pot fi anulate, iar acest lucru îl poate înțelege oricine, mai ales că guvernul trebuie să asigure banii pentru funcționarea DGASPC până la sfârșitul anului, s-a dezvinovățit Aladin Georgescu. Pe de altă parte, prefectul județului Cristinel Pavel l-a somat pe Georgescu să achite urgent salariile restante ale angajaților de la DGASPC Mehedinți în contextul în care există suficienți bani la secțiunea cheltuieli de funcționare. În momentul de față, în contul de execuție al Consiliului Județean Mehedinți, la secțiunea cheltuieli de funcționare, există suma de 4.350.000 de lei, deci bani suficienți pentru achitarea salariilor restante. De aceea, îl solicit să convoace imediat o ședință extraordinară a Consiliului Județean Mehedinți pentru alocarea sumelor necesare DGASPC Mehedinți printr-o rectificare de buget. Este o bătaie de joc la adresa acestor oameni să ai fonduri suficiente în cont și să îi lași fără banii care li se cuvin, aruncând în schimb vina pe Guvernul României. S-a bătut cu cărămida în piept săptămâna trecută că la rectificarea de buget achită salariile angajaților din această instituție aflată în subordinea sa. În realitate, a mințit cu nerușinare, alocând doar suma de 420.000 de lei pentru plata salariilor lunii septembrie, pentru aparatul de specialitate, adică cei aproximativ 100 de salariați de la centru, iar restul de aproximativ 800 de angajați au fost lăsați de izbeliște, a declarat prefectul Cristinel Pavel. Acesta a anunțat că va solicita urgent instituțiilor abilitate ale statului un amplu control, atât la Consiliul Județean Mehedinți, cât și la DGASPC Mehedinți, pentru a se face lumină în privința modului cum sunt alocate și cheltuite fondurile publice, a mai spus prefectul. Tot Pavel a explicat faptul că guvernul a asigurat finanțarea 60% din sumele necesare de la bugetul de stat prin sume defalcate din TVA, restul de 40% fiind obligația Consiliului Județean de a asigura din venituri proprii, inclusiv din TVA, din echilibrare.